Domnilor și domnișoarelor, pe care vă sărbăm în fiecare zi a anului, dar cu mai multă ardoare în luna martie, că este lună dedicată vouă, la mulți ani pentru ieri. Să ne iubiți în continuare așa cum suntem, cu calități, cu defecte, că noi suntem topiți după voi. Dar cum iubește Temișan femeia, luna femeii? Asta e întrebarea. De dor nebună. Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună cu ochi verzi de foc. Dar și pe aceea cu ochi verzi ca marea... Nu știu, m-am încurcat, mai contează. Iubesc femeia atâta timp cât din femeie venim. Și ea emană toată dragostea pământului. Și atunci nu poți decât să o iubești. Și când greșește, trebuie să o iubești. Și în loc să o cerți, mai bine îi dai o floare. Era să spunem altceva, dar vreau să te întreb încă ceva. Da. Când, ce spuneai tu, când greșești, nu? Mai devreme, când greșești, cum? Tu când greșești în fața Monicăi, cum o faci? Nimeni nu e perfect. I se întâmplă și ei. Așa că ne cântărim greșelile și la un moment dat eu trebuie să cumpăr un cadou. Că așa se întâmplă. Nu, e vorba de gest în sine, nu de valoarea lui. De valoarea lui sentimentală, aici vorbim. Da, ai de cumpărat cam multe cadouri așa în săptămâna asta acum. 8-9. La mulți ani, Cristi Brancu. E luna femeii. Cum iubiți dumneavoastră femeia? Ce mesaj transmitem femeilor? Păi ce pot eu să le spun femeilor, că de la fiice, nepoate, soții, mame, mulți ani, mulți ani, pace și bucurie și multă sănătate la toate. Exact, să trăim vremuri bune, toată să fiți lumea sănătoase, doamnelor, să fiți iubite, să fiți respectate, să fie pace în lume, să fie pâine pe masă și toți ai casă, ai acasă. Vreau să vă întreb dacă dați faliment când cumpărați cadourile de ziua femeii. Acum, săptămâna asta este nebunie. Păi n-am cum să dau faliment, că mă gospodăresc și... Mă chipzuiesc, slavă Domnului, bine că ești, bine că ai cui să dai cadouri. Adică asta nu aveți ariși la buzunare. Nu, asta nu. Mulțumesc Dumnezeu, banii au venit, au plecat, cum au venit.